Aleluia, aleluia, Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. La 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 la. Este Domnul. Nu mai plânge, nu mai plânge. Leul din seminția lui Iuda a biruit. El a biruit moartea, el a biruit pe Satana. Și faptul că a biruit moartea, moartea nu mai poate să ne facă nimica, nouă credincioșilor. Nu mai poate să ne facă nimica, pentru că moartea pentru un credincios este doar o umbră. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Deci vedem clar că moartea pentru un credincios este o umbră, pentru că leul din seminția lui Iuda a biruit și a biruit boldul morții. I come before you, my friends and my brother in Jesus Christ, and in this time of grieving, of sorrow, I come and I thanks God for this opportunity to come before you and to thank you for your support in prayer and in your words of encouragement, what you share with me in this time, when our Lord Jesus Christ choose to call my dad home. You know, the heaven, it's called home for God's children. And I like to share a few words with you in English, and after I like to share a few words in Romania about my dad's legacy. First of all, I like to tell you, my brother and sister in Jesus Christ, my dad was the man who loved his Lord. He loves God. He encountered Jesus. He accept Jesus to be his Lord, his Savior, and he followed Jesus. In the same time, he loves my mom. He loves his wife. Love him, my father.
He loved his wife. He loved my mom. And in the same time, he loved me and my brother and sister. And he teach me and my brother and sister the word of God. And him served the Lord. Him preached the gospel in many nations. Him preached the gospel and him had the spiritual father's heart to training the young generation in the ministry. And I was with him in ministry. I preached with my father the gospel of Jesus Christ. But in the same time, him go in mission and him take with him the young generation and encourage them to have passion for the Lord and for his ministry. And that's why I am here to tell you my dad's legacy. It's first of all moral and spiritual legacy. And I thank the Lord for what my dad give me. And I thank the Lord for my dad, for his life. And I know him, it's in heaven. Him, it's in better place. Him finish his course. And course. And his fight. He's finished his battle, his fight. And him motivate me to be full of passion, full of zeal, full of fire for God's ministry. And now I like to share in Romanians for the brother and sister who speak Romania. And I bless you, my friends and my brother in Jesus Christ who speak English, for your heart to support me in this time of grieving. De această dată, dragii mei frați și surori de credință, vin în fața dumneavoastră aducând câteva cuvinte despre tatăl meu și de aceea am intitulat acest mesaj, acest video, Moștenirea tatălui meu. Am vorbit puține cuvinte în engleză ca mulțumire la prietenii mei și la frații mei de credință care m-au binecuvântat prin încurajările lor, prin rugăciunile lor în această perioadă de despărțire. Și vin și în fața dumneavoastră, odată din nou, dragii mei frați de credință, surori, prieteni, să vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră care ați manifestat-o față de mine, față de familia mea, pentru încurajările dumneavoastră, pentru rugăciunile dumneavoastră în această perioadă în care ne-am luat la revedere de la cel care a fost tatăl meu iubit și scump, cel care a fost soț pentru mama mea, cel care a fost bunic și îi îs mulțumitor tatălui meu ceresc din cer pentru că am avut harul să cresc într-o familie creștină. În primul rând, dacă pot să aduc în fața dumneavoastră câteva câteva idei, câteva linii, traiectorii, direcții sau câteva exemple ce tatăl meu mi-a dăruit, care a fost moștenirea lui morală și spirituală. În primul rând, el l-a iubit pe Dumnezeul lui, pe Creatorul lui, pe Făcătorul lui. El l-a urmat pe Dumnezeul lui, el a urmat pe Mântuitorul lui, pe Iisus Hristos. El a vrut să semene cu Iisus Hristos. El a avut o întâlnire reală cu Iisus Hristos. În al doilea rând, el a iubit-o pe mama. El s-a dăruit, s-a sacrificat, s-a jertfit pentru ea. În al treilea rând, el și-a iubit copiii
și ne-a dus pe toți pe brațe de rugăciune în casa lui Dumnezeu și ne-a închinat Domnului. Chiar de la frageda copilărie, de când am fost bebeluși, am crescut în casa lui Dumnezeu, începând de la școala duminicală, mai apoi la tineret și așa mai departe. A fost un om care a lucrat foarte greu, mai ales pe timpul comunismului. În English se zice he was a hard worker. Tatăl meu a lucrat din greu ca să ne crească pe noi cei 7 copii. A investit în frații mei, i-a dus să învețe muzică, pe cei primii patru, pentru că au avut talent să învețe muzică. A încercat și cu mine, dar eu n-am fost făcut pentru muzică. Și îs mulțumitor lui Dumnezeu pentru că el l-a slujit pe Dumnezeu în casa lui, începând cu a lăuda pe Dumnezeu, a cântat la cor și el avea tot timpul o cântare de laudă. Ca și copil, ajutându-l, mergând cu el la țară, pe mașină, tot timpul avea o cântare de laudă, pe care o înălța și o adresa către regele lui. În același timp, în timp ce am îmbătrânit și a ieșit la pensie, inima lui a început să bată tot mai mult pentru misiune și a început să slujească pe câmpul Evangheliei. Ceea ce am văzut la tata este că el a respectat autoritatea spirituală care Dumnezeu a pus-o în biserica locală și i-a plăcut să suporte, să susțină slujitorii, păstorii, să se roage pentru ei, să postească, să-i binecuvinteze, să-i respecte, să-i aprecieze, să-i onoreze. Când auzea vreo bârfă, mi-aduc aminte că am mers la o întâlnire de bărbați. Acolo trebuia să fie o părtășie și, printre altele, au început să se discute despre anumiți slujitori al lui Dumnezeu, la care el a înțeles că nu-i de el acolo. Imediat s-a decuplat de acel cerc de părtășie. Și asta am învățat de la el, că el a respectat slujitorii, el s-a rugat pentru ei, el i-a ajutat. Și în același timp el a încurajat tinerii. Tinerii îl iubeau pe tata. Tinerii îl iubeau pe tata și cu câteva zile în urmă l-am petrecut pe tata. De aici noi din Australia, privind pe calea internetului, dar am fost cu duhul, cu inima acolo, am plâns și noi, împreună cu familia mea de aici, și l-am binecuvântat și cu această cântare care am pus-o la început, ne-am luat la revedere de la tata. Și am înțeles că leul din seminția lui Iuda a biruit moartea, a biruit păcatul, blestemul, a biruit sărăcia, l-a biruit pe diavolul. De aceea nouă copiilor lui Dumnezeu ne este lăsat în cuvântul lui pentru fiecare zi din viața noastră să nu ne temem. Să nu ne temem. El a avut o relație bună cu soacra lui, pentru că socrul lui a murit din timp, de tânăr. În același timp a avut o relație bună cu cumnatul lui, cu cumnatele lui, cu părinții lui, cu frații lui, cu neamurile. Și nu a fost un om care să se certe, nu a fost un om pus pe scandal. A vrut să ne lase o mărturie și o moștenire sănătoasă din punct de vedere moral și spiritual. De fapt, asta este cea mai minunată, cea mai binecuvântată moștenire care poți să o primești de la un părinte. L-am văzut, am crescut pe lângă el și am văzut dorința lui de a-l iubi, de a-l cunoaște pe Dumnezeu și de a-l face de cunoscut altora.
și mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un exemplu în tatăl meu, un exemplu de urmat. M-a îndreptat prin trăirea lui spre Hristos. L-am văzut cum se ruga, l-am văzut cum studia Biblia, l-am văzut cum punea zile de jertfă, l-am văzut cum se scula diminețile, îi plăcea să fie liniște și am mers cu el în lucrare și am văzut inima lui de slujitor, am văzut inima lui de un om care era deschis să se supună autorității spirituale. Și prin exemplu personal, el ne-a învățat și ne-a îndrumat și ne-a direcționat în a-L urma și noi pe Iisus Hristos. El și-a iubit nepoții, el s-a rugat pentru toți copiii lui, pentru nurori, pentru gineri, pentru nepoți, nepoate. A binecuvântat generațiile care vin după el. Chiar înainte cu câteva săptămâni de a lua Domnul Iisus pe tata la el, un frate de aici din Australia mă contactează și mi-a spus că a avut un vis în care m-a văzut pe mine și pe tata într-o încăpere și l-a văzut pe tata cum mă binecuvânta. Deci era un semn că Dumnezeu îl pregătește să-l ia acasă. Mai apoi l-am pus să rostească binecuvântări peste copii, peste nepoții lui din Australia și a rostit binecuvântare și peste ceilalți din România, din Anglia, din Suedia. În același timp, el a avut experiențe în care pe patul de moarte la spital a avut întâlniri sau vizitări a îngerilor care au venit și i-au lăsat mesaj și a înțeles că Dumnezeu e la lucru, a transmis mesajul și fraților mei din România și l-am întrebat și eu, cu lacrimi în ochi mi-a spus, da, am avut parte de vizitarea îngerului, de vizitarea brațului Domnului și pentru noi a fost o încurajare. Pentru mama a fost o încurajare. Mama l-a iubit pe tata. Mama a fost un ajutor potrivit pentru tata. L-a iubit și l-a respectat la vreme bună și la vreme rea. Prin furtunile vieții au răzbit. De ce? Pentru că el a promis că va fi cu noi până la sfârșitul vremurilor. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de clar pentru copiii lui, în Psalmul 37 cu 25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprienit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Este o promisiune și pentru tine și pentru dumitale, iubitul meu, frate și soră, prieten. Dacă ești un neprienit al Domnului, Fii convins că Dumnezeu își va ține promisiunea față de tine. Vreau ca să vă încurajez să fiți recunoscători Domnului pentru părinții dumneavoastră, să fiți mulțumitori Domnului, să-i binecuvântați dacă încă mai sunt în viață, să vă rugați pentru ei. Să-i ajutați din punct de vedere material, financiar. Biblia zice că dacă un credincios nu-și iubește pe ai lui, este mai rău ca un păgân. De aici, din Ierusalim, din casa noastră, se începe a practica creștinismul. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aproapele tău este mama, tata, fratele, sora, este bunicul, bunica, da?
Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zilele acestea am citit din Eclesiastul și vreau să vă citesc câteva cuvinte și dumneavoastră să înțelegeți că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Ce Dumnezeu a lăsat în Sfânta Scriptură se va împlini cu fiecare dintre noi, că vrem noi sau că nu vrem. Și voi citi din primul pasaj, voi citi din capitolul 3, Eclesiastul a fost scrisă de înțeleptul Solomon, da, fiul lui David, împăratul lui David, și încep cu versetul 1. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregei lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Și vreau să citesc și ultimile două versete din capitolul 12. Așa se încheie cartea Eclesiastul. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Amin. Omului este rânduit să moară o singură dată și mai apoi vine judecata. Noi suntem mântuiți și salvați prin ceea ce Hristos a făcut pe cruce, da? Prin mărturisirea cu gura și prin credința din inimă și mărturisirea cu gura se ajunge la neprienire, da? La mântuire. Prin acceptarea lui Iisus Hristos, prin recunoașterea că Iisus Hristos este Domnul Mântuitorul și prin urmarea Lui, prin această decizie personală, da? Prin împăcarea cu Cel care este viața veșnică, da? Dacă vrei să fii în viața veșnică cu El, trebuie să cunoști viața veșnică de aici, de pe pământ. Pentru că Iisus a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea, noi trebuie să înțelegem că toți care ne-am născut pe pământul acesta, nu ne-am născut în prietenie cu Dumnezeu, în prietenie cu Creatorul nostru, ci în vrăjmășie cu Dumnezeu, prin faptul că acel păcat adamic, păcatul lui Adam și al lui Eva, s-a răsfrâns peste toată rasa umană. Și din cauza acelui păcat moștenit, noi am perpetuat păcatul moștenit. Și de aceea noi avem nevoie de întâlnire cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Noi nu ne-am născut în prietenie cu Dumnezeu, ci noi ne-am născut morți din punct de vedere spiritual, fără abilitate de a mai avea relație cu Dumnezeu. Dar atunci când intri într-o relație personală, așa cum Saul din Tars a intrat în relație cu Iisus, pe cel pe care el îl prigonea pe drumul Damascului, viața ta se va schimba într-un mod radical. Acea naștere din nou se va produce în spiritul tău, pentru că omul este spirit, are un suflet și trăiește în trup. Și din acel moment vei deveni o persoană nouă, o creație nouă a lui Dumnezeu. Și mântuirea are de-a face cu justificarea, sfințirea și glorificarea. Când îl primești pe Iisus Hristos, El te justifică, te îndreptățește în fața Tatălui și îți transferă peste tine neprienirea Lui. Când Tatăl se uită la tine prin Hristos, te vede drept. Mai apoi intri în acest proces de sfințire și va ține cât va ținea viața pe pământ. Și al treilea nivel al mântuirii este glorificarea. Când te vei întâlni cu El, vei fi ca El. Cred că Tatăl meu s-a întâlnit cu Iisus Hristos, cu Mântuitorul Lui, pe care L-a iubit, pe care L-a slujit. Și cred că El este în slavă acolo unde este bine. S-a întâlnit cu părinții Lui, cu bunicii Lui, s-a întâlnit cu cei care au mers înaintea Lui, cu fratele păstor de Dan, cu Johnny de Dan, da? cu fratele Gicu Trestaru, pe cei pe care El i-a îndrăgit. Și a ajuns să fie și El parte în același mare număr de martori. Da? În Evrei, capitolul 12, spune despre acest adevăr și vreau să-l aduc în fața dumneavoastră, să-l citesc, ca să fie proaspăt în mintea dumneavoastră. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori. Deci ești înconjurat de lumea spirituală, dragul meu. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin. Deci, odată din nou, deschizând cuvântul lui Dumnezeu, avem șansa să ne lăsăm motivați, uitându-ne și înțelegând că suntem priviți de acest nor așa de mare de martori. Da? Realizăm că noi suntem o priveliște pentru lumea spirituală, pentru îngeri, pentru demoni. Da? Realizăm că Dumnezeu, care este omniprezent, ne vede. Îi vede și pe cei buni și pe cei răi.
înțelegând că există o lume spirituală a lui Dumnezeu și o lume spirituală a celui rău, a diavolului, trebuie să ne lăsăm motivați ca să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Mai e puțin și vine Domnul nostru Iisus Hristos. Vremurile devin din ce în ce mai rele pentru și grele, pentru că răutatea omului se îndreaptă către apogeu. De aceea, noi prin dedicarea noastră, consacrarea noastră, noi putem grăbi venirea lui Iisus Hristos printr-o viață evlavioasă. Haideți să sfârșim bine alergarea care ne stă înainte. Sfârșitul unui lucru contează. Cum sfârșești? Cum sfârșești? Uită-te la ținta ta. Care este ținta ta și ținta mea? Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Iisus este modelul tău. Da? Eu l-am avut pe tata ca un exemplu care mi-a îndreptat direcția ca un indicator către Hristos. Hristos este căpetenia desăvârșirii noastre. Hristos este modelul nostru. Pe El trebuie să-L urmăm. Și aici spune care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Da, Iisus a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Aleluia! El a mers să ne pregătească un loc acolo unde El este, să fim și noi, să vină să ne iei cu El. Îl laud pe Dumnezeu pentru viața lui tata, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața lui tata. Îi mulțumesc că El știe să facă toate lucrurile frumoase la vremea Lui. Da? Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. În altă parte a Bibliei zice că mai mult face ziua morții decât ziua nașterii. Un om al lui Dumnezeu, D.L. Moody, spunea, atunci când ziarele vor vui, că marele om al lui Dumnezeu, D.L. Moody, a murit, să nu îi credeți. Pentru că atunci voi fi mai viu ca niciodată. De ce? Pentru că omul este spirit, are suflet și trăiește în trup. Omul nu este trup, nu este carne. Omul este spirit, are suflet și trăiește în trup. Ești luat din Dumnezeu. Suflarea de viață vine de la Dumnezeu și doar El are autoritatea, dreptul să retragă, să ieie suflarea de viață din om. Pentru că El este creatorul vieții, Lui îi rămâne acest prerogativ să curme firul vieții. De aceea, privește la căpetenia desăvârșirii tale. Dorește să fii ca El. Așa cum spunea Apostolul Pavel galatenilor, în Galateni capitolul 2 cu versetul 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Și viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Haideți să dorim ca viața lui Hristos să fie văzută noi. Da? Noi să ne micșorăm, iar El să crească. Haideți ca să ne răstignim firea adamică și cum ne-o răstignim? Aducând
sub supunerea Duhului Sfânt sufletul și trupul. Da? Nu doar Duhul, dar și sufletul și trupul. El vrea să sfințească. Da? El este credincios ca ceea ce a început în noi să ducă la bun sfârșit. Rostesc binecuvântarea peste voi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de frați și surori care m-ați încurajat, care v-ați rugat pentru familia mea. În același timp rostesc binecuvântare peste mama, o iubesc pe mama și rostesc binecuvântare peste frații mei și surorile mele. Am încurajat-o și o încurajez pe mama și am zis că Dumnezeul nostru este omniprezent, este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de aproape și nu de departe. Un Dumnezeu care rămâne credincios. Un Dumnezeu care ce a promis va face și ce a făgăduit va împlini. Pentru că El nu este un fiu al omului care să mintă niciun... Nu este un om care să mintă niciun fiu al omului care se pare rău. Haideți să fim plini de pasiune, de foc. Haideți să dorim ca să avem un de lemn în candele, pentru că este târziu noapte, s-a făcut noapte din punct de vedere spiritual afară. Noi suntem în această lume, dar nu de ai lumii. Haideți să veghem că zilele sunt rele. Cu drag de Dumnezeu, de Mântuitorul meu, de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt, cu mulțumire în inimă și pe buze la adresa lui Dumnezeu pentru Tatăl meu, am venit de această dată să vă încurajez. Dați la o parte orice piedică și păcatul și doriți să fiți ca El. Doriți să semănați cu Iisus Hristos. Doriți ca viața lui Iisus Hristos să se manifeste prin dumneavoastră. Faceți și dumneavoastră ucenici, da? Dacă ați devenit ucenicul Domnului Iisus Hristos, urmașul Domnului Iisus Hristos, ceea ce ați primit, ceea ce El a depozitat în voi, dați mai departe și se va multiplica. Fiți binecuvântați și fie ca și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să dați o moștenire bună urmașilor voștri. O moștenire care se impacteze pentru eternitate. Cu drag, de aici, din îndepărtată Australie, Adriana Lasu vă binecuvintează în numele lui Iisus Hristos, în Dumnezeul adevărului. Amin.